أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم دي نو لو نو انترنيرة و نو لكتية دسبر برسيتة دي القرآن كوبوية لوي الله إن شاء الله. أما لسي بنتو أستاذ versete foarte frumoase din capitolul Fussilet, din capitolul Fussilet din Coran. Tot Coranul fără îndoială este frumos. Tot Coranul este frumos. Dar sunt unele versete în Coran a căror frumusețe este aparte prin tema pe care o dezbat. Și astăzi vom încerca să vorbim despre aceste versete din capitolul Fussilet. Este vorba de versetele, începem cu versetul numărul 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coran: إن الذين قالوا ربنا الله. إن ne-am înțeles că în limba arabă întotdeauna în Coran unde îl întâlnim este o prepoziție de certitudine, fără îndoială. إن الذين, fără îndoială că cei care, قالوا, care au spus în trecut și încă spun. Deci e vorba de continuitate. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الذين قالوا ربنا الله. Cei care au spus Domnul nostru, stăpânul nostru este Allah. Rabbuna Allah. إن الذين قالوا ربنا الله. Cei care spun Domnul nostru este Allah. Deci din start vedem că versetul face referire la cei care au crezut și spun că Domnul nostru este Allah. ثم استقاموا. Apoi ei istiqamu, adică dau dovadă de statornicie. Când spun Allah, Rabbun Allah, sunt foarte mulți oameni care spun Domnul nostru este Allah. Îl recunosc pe Allah drept creator, dar după aceea nu-l mai recunosc. Sunt unii oameni care recunosc pe Allah creator, dar nu fac nimic care să dovedească această legătură dintre el, ca rob și creator. Sunt unii care spun am crezut, dar credința lui se oprește la aceste vorbe. Când vine vorba de fapte, de a împlini rugăciunea, de a face fapte bune, de a se feri de păcate, nu are nicio treabă. Și de aceea, nu la aceștia face referire versetul. Versetul face referire la ce innelezine calul rabunallah, cei care au recunoscut, cei care l-au cunoscut pe Allah drept stăpân, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, apoi această credință a lor s-a reflectat în statornicia lor. Au rămas pe aceeași undă. Au rămas statornici în cuvântul pe care l-au dat, în credința lor în Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Asupra lor se coboară El melaike, îngerii. Cei care spun am crezut în Allah, am crezut în Dumnezeu, am crezut în Creator, apoi rămân statornici în această credință. Deci fac datoria de credincioși. Tetenezzelu aleihimul melaike. Asupra lor se coboară îngerii. De ce se coboară acești îngeri? Ella tahafu, să le spună nu vă speriați. Wala tahzanu, și nu fiți mâhniți.
Speriați de ce? Mâhniți de ce? Nu vă speriați de ceea ce vine, de ceea ce urmează. Și nu vă mâhniți să nu vă pară rău pentru ceea ce ați lăsat în urmă. A? Nu vă speriați de ceea ce vine și să nu vă pară rău pentru ceea ce ați lăsat în urmă. En la tahafu wa la tahzenu. Când se coboară acești îngeri? Când se coboară acești îngeri și îl calmează pe rob, spunându-i nu te speria de ceea ce vei vedea, ceea ce urmează și să nu-ți pară rău pentru ceea ce ai lăsat în urmă. Fără îndoială că acesta poate fi în două situații. Atunci când mor și părăsesc această lume, adică când un credincios părăsește această lume, cum bine știm și din alte versete și relatări, îngerul vine și ia sufletul. Și sufletul unora este precum trage un fir de păr din o bucată de margarină, de unt. Cum este firul? Foarte ușor. Și alții sufletul lor, îngerii îl iau așa cum scoate un mărăcine, un ciuline din lână. Cei care au trăit la țară au avut de-a face cu lână, cu să curețe lână de mărăcini, lână de oaie, de mărăcini. Știu ce înseamnă să tragi, să scoți un mărăcine din blana, din lâna oii. O scoți cu fire cu tot și foarte, foarte greu. E, așa și noi oamenii, în funcție de credința noastră, unii își vor da sufletul foarte ușor, de parcă ar trage un fir de păr din unt, și alții de parcă ar smulge. De parcă ar smulge mărăcinele din lână. Allah să ne ferească, Allah să ne facă între cei care dăm sufletul ușor. Atunci când își dau sufletul sau când reînvie în ziua de apoi, bineînțeles când părăsește această lume, noi nu realizăm în această lume. Toată lumea e prinsă în anturajul lui, cu familia, cu copiii, rutina, du-te la muncă, vină, ocupație de acasă, alții cu prietenii în dreapta, în stânga, plimbări, ieșiri. Nu realizăm această, poate, ce ne așteaptă. Dar un om când este pe patul de moarte și gata, știe că nu mai are mult, mai are cât o zi, două, trei, o săptămână, atunci realizează cu adevărat că el a pierdut foarte multe. Și atunci vine frica de viitor și frica sau mâhnirea de ceea ce a lăsat în urmă. Și atunci omul se gândește, de-aș fi sănătos, de-aș face fapte bune mai multe, de-aș fi făcut mai multe fapte bune, decât să strâng averile, să cheltuiesc, sau să strâng, să dau la moștenitor, mai bine investeam făceam pomană, dădeam sadaca, de ceea ce spun mulți oameni ziua de apoi, când văd socoteala cât de greu de curge, zice, Allah, întoarce-ne în lume, mai dă-ne o șansă, întoarce-ne în dunia, și mai dă-ne o șansă ca să facem fapte bune, ca să vezi într-adevăr cine suntem noi. Dar acesta este cuvântul lui Allah și nu mai există loc de întoarcere. Deci îngerii se coboară asupra celor care părăsesc această lume înainte să moară. Dacă a fost un om bun, dacă a fost un om credincios. Și spun, nu te speria de ceea ce urmează. Ceea ce urmează este bine. Să nu-ți pară rău pentru ceea ce ai lăsat în urmă. Ai trecut examenul. Ai trecut testul. Ai trecut testul. Este ok pentru tine. Da? Pentru tine este ok. Ce vin acești îngeri ca să-i ușureze omului. Să-l felicite. Gata, ai trecut testul. Ai făcut foarte multe fapte bune. Ți-ai făcut datoria de credincios. Iar ceea ce urmează, deci frica de viitor, viața de după moarte, pentru tine este ok. Nu sunt probleme. Totul este ok, este bine. Deci, tetenezelul meleike. Tetenezelul nu a spus că tenzilul meleike. Dacă zicea tenzilul meleike, se coboară îngerii. Tetenezelul, aici e vorba de un număr foarte mare, constant. Coboară foarte mulți îngeri. Tetenezelul, pentru cei care știu limba arabă. Tenzilul coboară. Tetenezelul
Coboară înger după înger, înger după înger. Ja? Densitate mare de îngeri. Tetenezzelu aleihimul melaike. Și le spun lor, la tahafu, să nu vă fie frică pentru ceea ce va veni. Wa la tahzanu, să nu vă pară rău pentru ceea ce ați lăsat în urmă. Wa abshiru bil jannah. Și le vestesc lor, zice, paradisul. Abshiru bil jannah. Bine ați venit în jannah, în paradis. Allati kuntum tu'adun. Paradisul care vi s-a promis, nu ne s-a promis, tot în Coran. Tot în acest Coran, nu Allah spunea, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib tra wa ka'san dihaqa de prin jos vara la parte de grădin wa uzlifat al jannatu lil muttaqin ghayra ba'id shi s-a apropiat paradisul de drept credincioși, de evlavioși și nu mai este departe. Acolo veți găsi pâraie, fructe, nu mai știu ce care le-ați găsit în dunia și spune și veți spune, o, știu, pe ăsta e pepene în lumea asta, dar gustul lui va fi altfel și așa mai departe. Deci, multe versete în Coran care ne vesteau despre paradis. Și atunci Allah subhanahu wa ta'ala spune, gândiți-vă că, subhanallah, un om care a fost un om credincios, un om care a fost un om bun, un om pozitiv în această societate, Allah subhanahu wa ta'ala nu-l lasă în neștiință de cauză. Nu-l lasă așa rătăcit. Ce se va întâmpla cu mine? Deci noi când suntem la un examen în această lume, chiar și când ești din sala din examen, trăiești cu un stres maxim până când se afișează rezultatul. Pentru că spui, băi, nu știu, poate profesorul nu i-a plăcut ce am răspuns eu. Da? Aștepți nerăbdător să vezi rezultatul examenului, testului. Să apară acolo afișat nota dacă ești admis sau respins. Allah subhanahu wa ta'ala, drept răsplată pentru cei care s-au străduit să facă fapte bune, până să afișeze rezultatul final, în ziua de apoi, trimite îngerii și le spune, transmite-ți robului meu să fie ok. Este ok, nu are de ce să-i fie frică, pentru că viitorul lui este raiul. Drumul lui duce către paradis. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa abshiru bil jannah, paradisul care vi s-a promis. Allati kuntum tu'adun. Și aici Allah subhanahu wa ta'ala spune, și cine ține promisiunea mai bine decât Allah subhanahu wa ta'ala? Nahnu awliya'ukum. Noi suntem prieteni, apropiați, ocrotitori. Nahnu awliya'ukum. Wali are mai multe sensuri. De exemplu, spune wali este părintele copilului, cel care protejează și ocrotește pe copil. Wali al-amr, cel care este responsabil. Wali spune prieten foarte apropiat. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Îngerii cele mai spun nahnu awliya'ukum. Noi suntem prietenii voștri, apropiații voștri, ocrotitorii voștri. Fil hayati dunya, în viața lumească. Cum adică îngerii sunt ocrotitori, sunt păzitorii noștri în viața lumească și prieteni? Da. Odată ce mergi, ești cinstit, ești corect, ești credincios și mergi pe calea lui Allah, a spus că întotdeauna vei fi, îngerii vor fi împreună cu tine. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, noi suntem prietenii voștri în această viață lumească. Wa fil akhirah, dar și în ziua de apoi. Nu numai în această lume, cât și wa fil akhira, cât și în lumea cealaltă, în ziua de apoi. Wa lakum fiha, iar voi veți avea în ea, în ziua de apoi. Ma tashtahi anfusukum, ceea ce doresc, poftesc sufletele voastre. Ceea ce doresc, poftesc sufletele voastre. Wa lakum fiha ma tad'un, și voi veți primi, veți avea parte, veți primi, veți găsi acolo tot ceea ce cereți. Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam că Allah a pregătit robilor săi cuvincioși, credincioși, alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ma la aynun ra'at, ceea ce ochiul nu a văzut. Wa la udhunun semiat, urechea nu a auzit. Wa la khatara fi qalbi bashar, ceea ce nici pe gând nu-i trece omului. Deci în paradis, pe scurt, paradisul ce are? Ce cuprinde? Ceea ce ochiul nu a văzut,
Urechea nu a văzut și nici prin gând, nici prin minte nu ne-a trecut. Adică nici prin imaginația noastră, deci imaginația noastră cu ceea ce ar putea fi în paradis este săracă față de realitatea paradisului. O spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam într-o relatare. Deci noi suntem prietenii voștri în această lume, dar și în ziua de apoi. Și voi veți avea parte de tot ceea ce poftesc sufletele voastre și tot ceea ce cereți. Deci în paradis omul nu mai are, ah, mi-aș dori nu știu ce. Tot ceea ce își dorește va primi. Ceea ce îi trece prin gând va găsi în fața lui. Acesta este paradisul lui Allah. Aceasta este promisiunea lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru robii săi de credincioși. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care intrăm în paradisul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci este clar că Allah subhanahu wa ta'ala, într-adevăr, cum a spus și profetul, a pregătit robilor săi ceea ce ochilor nu au văzut, urechile nu au auzit și nici măcar prin gând nu le-a trecut. Oalecum fii hamat de un și deci veți avea parte tot ceea ce poftiți și tot ceea ce veți cere. A pofti, a cere, alaikum salam, rahmatullahi barakatuh, a pofti, a cere și mai multe alte sensuri. Adică nu numai neapărat, cum să vă spun eu, trebuie ceva să fie, deci chiar și ceva care îți trece prin cap. Ceva care îți trece prin cap și tu nu l-ai văzut, nu e neapărat. Se poate să fie un lucru care l-ai văzut și l-ai poftit, îl ceri, îl primești și în același timp lucru care nu l-ai poftit. Orice lucru care îți trece prin cap, vei primi. Nuzulem min ghafurir rahim. Ca un dar, o virtute de la Allah subhanahu wa ta'ala, min ghafur ar rahim. De la cel iertător, îndurător. Deci un dar de la iertător, îndurător. Nu un merit, nu ceea ce a meritat robul. Atenție mare! Deci tot ceea ce cânit în paradis în ziua de apoi, spune versetul, tot ceea ce îți dorești vei primi, dar nu pentru că ai meritat, ci o virtute, un dar, un ospăț de la Allah subhanahu wa ta'ala. Un bonus, un cadou de la Creatorul tău. Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam într-o relatare, companionilor, nimeni nu va intra în paradis, nimeni nu va intra în paradis pentru meritul său, prin faptele bune pe care le face pe scurt. Companionii au întrebat imediat, erau pe fază și au întrebat, trimisa lui Allah, nici măcar tu, dacă ai spus nimeni, și a spus nici măcar eu, de nu ar fi îndurarea lui Allah. Și versetul ce spune? Nuzulen min ghafurir rahim. Un dar, ospăț, virtute, cadou, bonus de la el ghafur ar rahim. De la ghafur rahim. Ghafur, numele și atributul lui Allah. Iertător, îndurător. Adică numele și atributul lui Allah subhanahu wa ta'ala în Coran, niciodată, nicăieri în Coran să nu crezi că au fost pomenite așa ca să și arate Allah subhanahu wa ta'ala mușchi. Nu, astaghfirullah. De fiecare dată are legătură. Deci ce a spus? Nuzlem un dar de la cine? Min ghafur, iertător al păcatelor voastre, ar-rahim, îndurător cu voi. Întâi ne iartă, apoi prin îndurarea lui intrăm în paradis. Alaykum salam, rahmatullahi barakatuh. De nu ar fi îndurarea lui Allah, nimeni nu ar intra în paradis. Și această îndurare este clară peste tot. Men ja'a bil hasanati. Cine vine cu o faptă bună, felehu ashru amthaliha. El primește răsplată înzecită. Vii cu o faptă bună, primești 10. Vii cu 10, primești 100. Ăsta e merit? E merit? Nu este merit. Ăsta este dar. Merit era vii cu 1, primești 1. Ia vedem. O altă relatare a profetului. E merit sau e dar? Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, când un rob face un păcat, o faptă bună, imediat îngerii ce fac? Imediat mutează.
Când robul greșește, îngerii așteaptă să-i pară rău. Nu scriu imediat păcatul. Unde-i meritul? Așa cum imediat, în secunda 2, fapta bună a fost notată, în secunda 2, păcatul trebuia notat. Îngerii lasă și așteaptă. Unde e îndurarea lui Allah? Cum intră în paradis? Spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coran, cei care se căiesc și împlinesc fapte bune, după căință, rămân statornici, adică nu, o, Allah iartă-mă și dă-i bătaie de unde ai rămas. Nu. Se schimbă. Atunci Allah ce face? Yubeddilullahu seyyatihim hasanat. Allah le schimbă faptele rele, păcatele lor, greșelile lor în fapte bune. Vedem îndurarea lui Allah? Intrăm în paradis cum? Cu mușchii noștri sau cu îndurarea lui Allah subhanahu wa ta'ala? Faptul că reușești să te trezești noaptea la rugăciune, faptul că reușești să te rogi de 5 ori pe zi, nu-i datorită sănătății pe care o ai? Cine îți dă această sănătate? Allah subhanahu wa ta'ala. Faptul că poți să ieși la pelerinaș, Allah îți dă sănătate. Faptul că poți să ții post, Allah îți dă sănătate. Și de aceea, tot ceea ce reușim noi în această lume nu este un merit. Este îndurarea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Cum trece și în capitolul Amme, când vorbește de răsplata pe care o primesc drept credincioșii, evlavioșii, inelil muttaqine, mafaza, hadaiqa, wa kawaib, etraba, wa ke'sen dihaqa, la yismuuna fiha lagwa, wa la kizaba, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Când vorbește de evlavioși, spune Allah, vor avea parte grădini, de mâncare, fructe, soții și așa mai departe. Ei nu aud vorbe goale, nici minciună acolo. De ce? Toate aceste răsplate cui se dau? Lil muttaqin, celor evlavioși. De ce se dă această răsplată? Jazaa'an min rabbike. Răsplată de la Allah. Ata'an, dărnicie. Hisaba. Jeza, răsplată. Jeza în limba arabă înseamnă răsplată sau pedeapsă. Nu ca în turcă. În limba turcă jeza înseamnă pedeapsă. Deci a primi ce meriți, asta înseamnă jeza. Și de aceea spune, ei primesc ceea ce merită de la stăpânul lor, ata'an, cadou. Și mai înainte ce zicea? Inne jahenneme kanet mirsada, vorbește iad, litaghine, pentru ne el labisne fi ala yadkhuna fiha ban illa hamima wa ghasaqa jazaa'an wifaqa. Înainte a vorbit de câteva versete a vorbit de necredincioși. Și a vorbit de pedeapsa lor din iad. Ce vor păți ei în iad? Ce vor suferi ei în iad? Și ce a spus? Jazaa'an wifaqa, pedeapsă meritată. Deci Allah când pedepsește pe cineva în iad, îl pedepsește numai și numai cât merită. Deci pedeapsa păcatelor, pedeapsa greșelilor este după merit. Răsplata faptelor bune este dărnicie. E clar? Chiar și în ziua de apoi Allah subhanahu wa ta'ala vorbește de acest lucru în Coran. Deci toți cei care vor fi binecuvântați cu paradisul, acesta este un dar de la Allah subhanahu wa ta'ala. Iar cei care vor intra în iad o vor face pe pielea lor, pe mușchii lor, pe meritul lor. Deci iadul, pedeapsa, mușchi, merit. Rai este dar de la Allah subhanahu wa ta'ala. Raiul este dar de la Allah subhanahu wa ta'ala. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuzul min ghafurir rahim. Un dar de la iertător, îndurător. Întâi iartă, întâi ne-a iertat, pentru că toți greșim. Dacă intrăm în paradis, inshallah, întâi ne iartă și apoi este îndurător cu noi. Apoi Allah subhanahu wa ta'ala vorbește, schimbă un pic subiectul. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Și cine spune vorbe mai frumoase
sau care vorbe sunt mai frumoase decât mimmen da'a ila Allah, decât cel care cheamă la Allah. Și cine spune vorbe mai frumoase decât cel care cheamă la Allah? Pe scurt, cele mai frumoase vorbe pe care le poate vorbi un om, le poate spune un om, sunt cele prin care el cheamă pe calea lui Allah. Acesta este versetul foarte clar. Ahsen, cele mai frumoase. Omen ahsenu qawlan, cele mai frumoase vorbe. Mimmen da'a ila Allah. Și cine spune vorbe mai frumoase decât cel care cheamă la Allah, e de ajuns? Este de ajuns? Eu chem la Allah. Oh, haideți să facem rugăciunea. Nu e de ajuns. Nu e de ajuns. De ce nu e de ajuns? Nu e de ajuns să chem la Allah, pentru că toată lumea e... La vorbe toți suntem iscusiți. وَعَمِلَ صَالِحًا Cheamă la Allah și face fapte bune. Deci credința nu mai este, nu este numai papagal. Pa, 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 gata, sunt credincios. Ai ieșit, citești Coran, mashallah, ești credincios. Nu, vine să vedem și faptele. Allah o spune, nu spune. Cele mai frumoase vorbe sunt vorbele prin care omul cheamă la Allah. Stop, nu. وَعَمِلَ صَالِحًا și face fapte bune. De ajuns? Nu. وَقَالَ și spune إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ eu sunt dintre cei supuși, dintre musulmani. E ceva în neregulă. E ceva, e ordine dată peste cap. Nu se poate. Cum adică? Repetăm. Cele mai frumoase vorbe sunt cele vorbele celui care cheamă la Allah, cheamă la Allah, face fapte bune și spune că este credincios. Ordinea care este? Chem la Allah, faci fapte bune, ești credincios. Allah subhanahu wa ta'ala a inversat aici ordinea. Cu toate că ordinea, cum ar trebui să fie logic? Să spui că ești musulman, pretinzi că ești credincios, apoi vii, faci fapte bune și după aceea chem la Allah. Inversăm rândul. De ce? Pentru că vorbe, cum a spus toată lumea, vorbele le spun. Dacă spui vorbe frumoase și chem la Allah, n-ai făcut fapte, iar nu este ok. Mulți dintre musulmani i-a auzit spunând, inima mea este albă. Eu sunt curat, sufletul meu e curat, eu intru în paradis garantat. Nu ca neghiobii ăștia care se duc la moschee sau ăștia care fac pe credincioși și nu știu. Poate are dreptate în ceea ce pretinde, în privința altora care se duc la moschee și fac rugăciunea și nu mai știu ce și încalcă legea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Însă nu e de ajuns ca tu să spui că eu sunt mai bun decât ei. Cine scoate în evidență sufletul pur, credința pură din inima ta, vorbele, faptele, chemarea la Allah. Spune Allah în acest verset. Deci nu e de ajuns doar să spui eu sunt mashallah, eu sunt credincios, mashallah, eu citesc Coran, eu citesc zilnic, nu știu câte pagini din Coran. Da, cum vorbeau doi oameni, ziceau, mashallah, acest om ce mult se roagă, ce, să vezi cât Coran citește și el de acolo spune și încă țin și post azi, ca să vedeți că sunt credincios. Țin și post, ați uitat? Vorbiți de Coran, vorbiți de rugăciune, dar eu țin și post. Din păcate sunt și oameni așa. Iar sunt alții care nu fac nimic în numele religiei, încalcă toate păcatele posibile, greșelile le fac, și după aceea când se aduce aminte, ce voi vorbiți mai de Allah, lasă-mă că inima mea e mai curată, eu știu ce am de făcut. Inima curată nu există. Allah subhanahu wa ta'ala a stabilit foarte clar în Coran. Inima curată înseamnă fapte, nu vorbe. Inima curată înseamnă fapte, nu vorbe. Relatarea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pe care ți-a auzit-o cu toți. Innamal a'malu binniyat. Faptele stau în intenții. Cu toate că și aici este inversat. Întâi vine intenția, eu intenționez să fac ceva și apoi îl fac. Dar Allah ți-a spus, faptele voastre stau în intenții. Pentru că fapta ta pentru ce ai făcut, care este intenția din ceea ce ai făcut tu, aceasta este
Răsplata, devotamentul. Este o faptă devotată lui Allah? Da. Și de aceea, fapta este importantă, dar intenția este și mai importantă. Atât timp, fapta când o faci, ai făcut o faptă, rămâne răsplata agățată în aer. Intenția este cea care o ridică la Allah subhanahu wa ta'ala sau o dă de pământ. Da? Presupunem că orice faptă care bună care o facem e precum un balon. Am umflat un balon și îl las. Balonul ăsta din două una. Ori se ridică în sus, ori coboară jos, în primul mărăcine, poc, s-a spart. Asta, așa sunt și faptele noastre. Noi de multe ori facem fapte bune, multe, dar intenția este cea care o ridică în sus, la Allah subhanahu wa ta'ala, sau o coboară în jos în mărăcini, cioburi, sticle, pietre și se duce degeaba. Deci Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care împlinim fapte bune care se ridică la Allah subhanahu wa ta'ala și nu care se pierd. Deci cele mai bune, oameni ahsenu qawlan, cine spune vorbe mai frumoase decât cel care cheamă la Allah? Normal și numai trebuie să că cel care a crezut, spune că e credincios, face fapte bune și apoi cheamă la Allah. Aici a inversat Allah subhanahu wa ta'ala tocmai pentru a scoate în evidență cât de important este să faci fapte bune, să chem la Allah și apoi să spui eu sunt credincios. Adică de parcă tu taci din gură, vreau să spun Allah, lasă faptele tale să vorbească despre tine. Pentru că oamenii se uită la unul și o să zică, wow, mashallah, omul ăsta e foarte respectuos. Face rugăciune, citește Coran, are așa, face așa, drege, e om cinstit, e om, nu minte, nu, a? Și e musulman. A? După aia vine. Pe când omul când se laudă, ce face? Eu sunt musulman. Eu fac, eu dreg, eu. Și de aceea Allah a scos în evidență importanța faptelor înainte de toate. Faptele sunt foarte importante. Omen ahsenu qawlan mimmen da. Cine spune vorbe mai bune decât cel care cheamă la Allah? Ce înseamnă cel care cheamă la Allah? A chema la Allah, a chema pe calea lui Allah, înseamnă a crede, a citi, a înțelege, a crede mesajul trimis de către Creator omenirii, oamenilor, și a chema pe ceilalți oameni către acest mesaj. Tu ai văzut că aceasta este calea cea bună. Ai văzut că aici este calea cea dreaptă. Datoria ta de credincios este automat să-i chem pe toți pe această cale. Eu odată ce am văzut că acesta este un drum bun, o cale bună, datoria mea este să-i chem și pe ceilalți. Și această datorie este răsplătită de Allah subhanahu wa ta'ala. A spus acele relatări, vă aduceți aminte? Al călăuzi pe cineva pe calea lui Allah este mai bine pentru tine decât cămilele roșii, adică mașinile de lux. Este mai bine pentru tine decât tot ceea ce apune soarele peste el. Și într-o altă relatare este mai bine decât dunia și ceea ce este în ea. Călăuzirea unui singur om pe calea lui Allah, ce răsplată aduce, mai bună decât cele mai luxoase mașini de pe din această lume. Mai bună decât ce? Bine, timpul acela vorbea de cămile. Noi acum degeaba nu putem să redăm acest sens prin cămile. Cămilele erau atunci mașinile lor de lux, mijlocul lor de transport în deșert. În ziua de azi sunt mașinile luxoase. Decât dunia o mafia, tot ceea ce este în această lume. Deci, al călăuzi pe un om pe calea lui Allah, primești răsplată mai mult decât tot ceea ce este în această lume și mai multă răsplată decât tot ceea ce apune soarele peste el. Asta ce este? Călăuzirea unui singur om pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spune acest lucru în trei relatări diferite. Și de aceea acest verset scoate în evidență acest lucru. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Orice om care vorbește în această lume, cuvintele lui nu pot fi comparate cu cuvintele celui care cheamă pe calea lui Allah. Stop. Iar apoi la final spune inneni minel muslimin și la sfârșit de tot spune muslimin. Nu vine musulman, musulman, musulman și după aia îl vezi. Nu, el face fapte și după aceea ultima dată spune, se laudă sau spune că este musulman.
Nu că alții să te laude întâi. Deci, innamal a'malu binniyat. Faptele noastre stau în intenții. Fiecare va primi răsplata intenției, nu faptei în sine. Fapta o faci, dar care este intenția? Intenția este cea care decide răsplata, nu fapta în sine făcută. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă intențiile să fie devotate lui Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسَيِّئَ. Nu pot fi ținute deopotrivă, nu sunt egale. لَا تَسْتَوِي, nu este egal. الْحَسَنَة, o faptă bună, وَسَيِّئَ, și o faptă rea. Pot fi egale. Nu pot fi ținute la un loc. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن. اِدْفَعْ, răspunde, respinge. بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, cu cea care este mai bună. Ce înseamnă idfa billati hiya ahsan? Înseamnă că atunci când ești credincios și cineva îți face un rău, răul și binele nu sunt. Nu pot fi ținute la oaltă. Nu sunt egale. Când cineva, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, când cineva îți face un rău, răspunde acestui rău cu bine. Idfa billati hiya ahsan. De ce? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, și dacă ceea ce era între tine și el, عَدَاوَةٌ, era dușmănie, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, dacă între voi era dușmănie, dacă acel om te urește, te dușmănește și îți face un rău, tu răspunde-i prin bine, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, se întoarce de parcă ar fi un prieten apropiat. Un prieten apropiat. Adică până și un om care îți vrea răul, tu când îi răspunzi cu bine, dacă reușești să faci acest lucru, de parcă Allah spune, dacă ești musulman, adevărat credincios, până și unui rău îi răspunzi cu bine. Și nu pot fi ținute egal răul și binele. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, și dacă între tine și el era dușmănie, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِينٌ, devine un prieten foarte apropiat. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, și acest lucru nu-l vor dobândi إِلَّا الَّذِينَ, decât cei care صَبَرُوا, au răbdat. Am vorbit de răbdare. Acest lucru nu-l vor pune în practică decât cei care sunt răbdători. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, și nu va face acest lucru decât cel care are un mare noroc. Și aici când zic noroc, nu este ca norocul care știm noi. Dă-i la zare, dă-i la loz în plic și ai noroc. Nu. Adică noroc, vorbim de răsplată în ziua de apoi. O să aibă mare răsplată, mare parte. Deci, Allah subhanahu wa ta'ala în aceste versete a prezentat și nu s-a oprit numai la cel care cheamă pe calea lui Allah. A dat un pic și ne vorbește un pic și de calitățile lui, de materia lui primă, din ce e făcut acest om. Cheamă pe calea lui Allah, face fapte bune, apoi spune că este între musulman. Și el nu ține egal fapta bună și fapta. Adică nu-i pasă lui de asta mi-a făcut rău, trebuie să-i fac rău. Asta îmi face bine, trebuie să-i fac bine. Chiar și cel care îi face rău, el răspunde prin bine și transformă această ură și dușmănie dintre ei în iubire și frăție. Și nu va reuși acest lucru decât cei care au răbdare și cei care au parte de noroc. Cei care au răbdare și cei care au parte de noroc. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ, și dacă te atinge pe tine, mine șeitan, de la șeitan, de la diavol, nezgun, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, dacă simți că te ispitește șeitan, vine un rău, îți vin gânduri, îți vin nu știu ce. De la șeitan, ce spune? Festeiz billah, cere adăpost la Allah subhanahu wa ta'ala. Cere adăpost la Allah subhanahu wa ta'ala. Caută adăpost la Allah. De ce? Innehu, într-adevăr, el, Allah, este huwa as-sami'ul, este cel care aude, El Alim, cel care știe.
Deci, dacă te atinge de la șeitan un rău, o ispită, te cheamă șeitan, simți că te cheamă la un păcat, simți că te cheamă la o greșeală, la o faptă rea, și atunci ai datoria să cauți adăpost la Allah. Să zici, auzu billahi mine shaitan rajim. Festa'id billah. Festa'id este poruncă. Istia'id billah. Hai că caut adăpost la Allah. Cere de la Allah adăpost. Spune, o Allah, la tine mă feresc de ispitele șeitanului. O Allah, ferește-mă de șeitan și ispitele lui. O Allah, apără-mă de șeitan. Festa'id billah. Innehu huwa as-sami'ul alim. Fără îndoială că Allah aude totul, vede totul. Alim, știe totul. Allah aude tot, știe tot. Deci nu poți să ascunzi ceva de la Allah. Și atunci, automat, decât să cazi la un păcat, decât să faci o greșeală, decât să te iei după șeitan, după diavol, atunci caută adăpost la Allah subhanahu wa ta'ala și spune A'udhu billahi mine shaitan rajim, de exemplu. Da? Cum spune și în Coran? Fe'idha qara'ta al-Quran, fasta'id billahi mine shaitan rajim. Și când citești Coranul, caută adăpost la Allah de șeitanul cel blestemat. De șeitan. Și de aceea, de fiecare când citim Coranul, ce spunem? A'udhu billahi mine shaitanir rajim. Apoi începem să citim Coranul. De ce? Pentru că este porunca lui Allah subhanahu wa ta'ala în Coran. Această poruncă se repetă nu numai atunci când vrem să citim Coranul, ori de câte ori ne vine un gând rău, ori de câte ori ne vine prin cap o răutate, ori de câte ori ne vine prin cap ceva. Ne ispitește șeitan. Vedem că nu ne putem concentra la ceea ce vrem noi să facem. La un bine care vrei să faci. Se pun piedici în cale. Și așa mai departe. Atunci zici, auzi, billahi mine șeitan rajim. Cer adăpost la Allah subhanahu wa ta'ala de șeitan. Nu-i dai cale lui șeitan. Adică conștientizezi că tu vrei să faci o faptă bună și e cineva care îți pune piedică. Și pentru a depăși această piedică pusă și pentru a ajunge să faci acea faptă, să o împlinești, să o duci până la capăt, atunci ceri adăpost la Allah subhanahu wa ta'ala de șeitan, de diavol. Apoi Allah subhanahu wa ta'ala trece în continuare și vorbește, trece la un alt subiect. Vreau acum să recapitulăm încă o dată versetele pe care le consider foarte importante. Toate versetele din Coran sunt importante, am zis, dar importanța fiecăruia iese în evidență prin tema pe care o dezbate, prin subiectul despre care ne vorbește. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci capitolul Fussilet, versetul numărul 30, începem. Inna allazina qalu rabbunallah, într-adevăr cei care spun stăpânul, domnul nostru este Allah, thumma istaqamu, și nu se opresc la această pretindere, și ei istaqamu, rămân statornici pe această cale, adică continuă. Nu îi se împotrivesc lui Allah, continuă, respectă ceea ce Allah le-a poruncit. Tetenezzelu aleihimul melaike, se coboară continuu, necontenit, neoprit îngerii asupra lor. Când? Atunci când părăsesc această lume și unii au spus, atunci când vor învia în ziua de apoi. Dar eu cred că aici face referire, atunci când părăsesc această lume. Ella tahafu, să nu vă fie frică de ceea ce urmează destinația voastră. Nu te sperie, destinația voastră este paradisul, vede mai încolo. Wala tahzanu, să nu vă pară rău pentru ceea ce ați pierdut, ați ratat în dunia. Pentru că v-ați străduit, v-ați dedicat timpul la Allah, ați făcut fapte bune, nu ați avut ce să pierdeți prea mult. Nu trebuie să vă pară rău. Din păcate, mulți dintre oameni în ziua de apoi vor fi cei cărora le pare rău. Wallah, dacă mai fi, întoarce-mă în dunia, să văd ce fapte bune fac, să văd ce rugăciuni fac, toată noaptea nu dorm, țin post, toată lumea o să fie așa, întoarce-mă, mai dăm o șansă, toată lumea o să ceară o a doua șansă. Aceștia nu au nevoie de a doua șansă, pentru că vin îngerii și le spun, calm, liniște, nu vă agitați. Uneori te duci în aeroport și stai la coadă să-ți vină rândul. Și vezi, toată lumea se îngrămădește, stă la coadă, stau înșirați la coadă, înainte să dea drumul înainte să vină chiar angajații, ca să intre primul avion, să se ocupe locul, să găsească loc, să-și pună geanta. Și vezi, în același timp, un grup de oameni relaxați stau deoparte, nu? Clasa întâi, cei din față acolo.
Și vin angajații și spun, corpurile diplomatice clasa 1, mă rog, să treacă în față. Și toată lumea stă la coadă, da, disperată, care mai de care, cu geanta în mână, ține geanta, nu o lasă jos, să nu cumva să treacă cineva în fața lui și așa mai departe. Și vin cei, trec și se urcă direct în avion primii, îi controlează, se duc și aranjează bagajele și apoi năvălesc ceilalți. După ce toți s-au dus, s-au așezat și chiar tu când urci în avion, deja îi vezi că el stă picior peste picior, hainele toate s-au agățate, aranjate, gențile la locul lor, nu e aglomerație acolo, au loc pentru tot, are și un fotoliu larg așa lat, stă, în ceilalți stau înghesuiți. Încerc să redau și așa o imagine. Așa vor fi unii oameni disperați, întoarce-mă, Dumnezeu, vreau. Și alții vor fi relaxați, pentru că îngerii vin și le spun, calm, nu aveți nimic de pierdut, nu o să vă pară rău. Unii zic, bă, mai bine decât să stau așa, m-am bucurat că am stat mult pe scaun și uite acolo, na, eu stau pe scaunul 10 și am bagajul nu știu undeva pe spate, când cobor cum o să fac și nu mai știu ce. Îi pare rău că n-a stat și el la coadă în față să aștepte să intre printre primii. Și aceea, la Allah, cam așa va fi situația. Cei care vor intra în paradis vin îngeri și le spun, liniște, calm, nu vă grăbiți, nu vă speriați de ce urmează și să nu vă gândiți că o să vă par rău pentru ceea ce ați pierdut. Nu pentru faptul că ei sunt privilegiați, nu pentru faptul că ei au mai mulți bani, cum e la clasa 1 și nu mai știu ce, sau, mă rog, business class sau numai, nu, ci pentru simplu fapt că fapte bune. Au făcut foarte multe fapte bune. O abshiru bil jannah, poftiți, intrați în paradis. Veți intra în paradis. Aceasta este destinația voastră. Li se arată lor pur și simplu. Aici veți fi. O abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Acesta este paradisul care vi s-a promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Noi suntem prietenii voștri, aliații voștri, ocrotitorii voștri, fi hayati dunya, cei care v-am ajutat în hayati dunya, am venit de fiecare dată când ați pomenit pe Allah, wa fil akhira, și în ziua de apoi vom fi împreună, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, iar acolo unde, paradisul acela care vi se arată, veți avea parte tot ceea ce sufletele voastre doresc, tot ceea ce voi cereți, veți primi acolo. Nuzule min ghafuri rahim, ca un dar de la cel îndurător, de la cel iertător, îndurător, nu răsplată după merit. Da? Un dar în plus. Bonus, să numim. Oamen ahsenu qawlan. Și aici a venit și a vorbit de o faptă cea mai importantă care poate duce către paradis. Pentru cele mai importante lucruri care deschid calea paradisului sunt oamen ahsenu qawlan mimmen da'a ila Allah. Cele mai bune vorbe sunt cele spuse. Cel care cheamă la Allah wa amila salihan, face fapte bune, nu rămâne doar la vorbe, papagal. Face și fapte bune, muncește, se străduiește. Wa qala innani minal muslimin, și spune apoi, eu sunt de drept credincioși. Ca așa toată lumea vorbește. Toată lumea, cum zice turcu, azolan, conușie. Toți care au gură vorbesc. Dar important e să vorbești prin fapte, nu prin vorbe. Important e să lași faptele să vorbească, nu vorbele. La vorbe toți ne pricepem. Se pricep și cei care dorm, nu mai știu, nu se trezesc de ani de zile la salat al-fajr și când pui să vorbească, nu mai e nimeni ca el. Mashallah, că zici că e Abu Bakr Umar. Allah să fie mulțumit de ei. La cât se laudă la fapte bune și la iscusit în vorbe. Dacă te uiți în realitate, e greu să trezească la rugăciune de dimineață. Deci cine spune vorbe mai frumoase că cel care cheamă la Allah, wa amila salihan, face fapte bune, wa qala innani minal muslimin, și apoi spune că este dintre cei supuși. Wa la tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'a. Faptele bune, hasene, wa al-sayyi'a, și faptele rele, deci păcatele, greșelile, nu pot fi la oaltă, nu pot fi ținute egal, nu sunt egale. Idfa billatihi ahsan. Iar tu, dacă ești credincios, într-adevăr, răspunde la rău cu bine.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ Și în clipa aceea vei realiza, vei vedea că ceea ce este între tine și el, dușmania care era, sau nu e neapărat să fie dușmanie din partea ta către el. Dușmania, ura care o avea el pentru tine, pentru simplu fapt că ai răspuns cu, într-un mod frumos, această ură, dușmanie se transforma că ennehu waliyun hamim. De parcă el este un prieten apropiat, hamim, foarte apropiat. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Dar pentru a avea acest comportament, nu vei reuși dacă nu ai răbdare. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Nu vor reuși, nu vor reuși decât cei care răbdă. وَمَا يُلَقَّاهَا Și nu vor reuși decât cel care are حَظٌ عَظِيمٌ ذُو حَظٍ عَظِيمٌ Care are parte de mare, mare noroc. Și aici, cum a spus, nu e vorba de noroc, ci e vorba de răsplata care va primi în ziua de apoi. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ Dar totuși să ai grijă când faci aceste fapte bune, când vorbești așa frumos și când pe calea lui Allah. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ Să nu cumva, șeitan nu o să te lase în pace. Ok, tu ai credință, vorbești, dar o să vină șeitan. Șeitan nu-ți dă pace. فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ Și cum simți de la șeitan o înțepătură, o ispită, când încearcă să bage bețe în roate, feste'iz billah. Caută adăpost la Allah. Cere adăpost la Allah. Adăpostește-te la Allah. Fugi de șeitan la Allah. Feste'iz billah. Innehu huwa semi'ul alim. Allah este cel care aude totul, știe totul. Al-Alim. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah este cel care știe tot și aude tot. Hai că să nu cumva să crezi că îl poți fenta pe Allah subhanahu wa ta'ala. Nimic nu este ascuns lui Allah. Știe tot, aude tot. Allah știe tot, aude tot. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei deprincioși care merg statornici pe calea lui Allah după credința în Allah. Să fim de cei care fac fapte bune, multe și cea mai bună faptă care este a chema pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala și să fim dintre cei de care șeitanul stă departe sau șeitanul, mai bine zis, nu se poate apropia datorită relațiilor, credințeilor, relațiilor cu Allah, Creatorul subhanahu wa ta'ala. Inshallah, eu mă opresc aici, aceste versete. Iar acum, dacă aveți întrebări, trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Inshallah. Dacă a fost ceva neclar, dacă aveți ceva de adăugat legat de aceste versete și nu numai, bineînțeles. Dacă aveți ceva de adăugat, ceva neclar, ceva de întrebat. Pentru cei care intră pentru prima dată, au fost niște întrebări mai devreme, cred, sau o întrebare, parcă nu știu, nu mai rețin. Noi ne-am obișnuit, prima parte a lecției este lecție 50 de minute. Apoi urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și de aceea în prima parte ascultăm și în a doua parte dezbatem, vorbim, propunem, întrebăm și așa mai departe. Și întrebări nu numai legate de aceste versete sau tema zilei respective, chiar și întrebări generale. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala să fie răsplătit de noi toți, inshallah. Să fie mulțumit de noi toți și să ne răsplătească pe toți, inshallah. Se poate să stăm de la iață, namază, până la teravih, fără să ne culcăm?
Deci, din start, când vorbim de rugăciune, Profetul sallallahu alaihi wasallam ne îndrumă, ne ghidează ca după rugăciunea de iață, ultima rugăciune din zi, de noapte, dacă nu ai un motiv întemeiat, să nu stai treaz. Hai că să te culci. Iar motivul întemeiat înseamnă, unul dintre ele, sau cel mai important, este să-L ador pe Allah subhanahu wa ta'ala. Sau ceea ce numim qiyam. Cum este, de exemplu, rugăciunea de tarawih, cum este rugăciunea de noapte. De aceea, cei care vor să se roage, care vor să citească Coran, vrea să mediteze, vrea să facă ceva legat de qiyam al-layl, conform hadisului profetului sallallahu alaihi wa sallam, men qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, cel care petrece noaptea de ramadan imanan wa ihtisaban, într-o credință și așteptând răsplată de la Allah, Allah îi va ierta toate păcatele. Deci cine petrece o astfel de noapte sau cine vrea să petreacă noaptea astfel, el, Allah subhanahu wa ta'ala îi va ierta toate păcate. Deci, pornind la această premiză, avem voie să stăm după iață, până la teraui, până la fejer, dacă vrei, dar să nu te preocupi cu altceva decât adorarea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă Ramadan are 29 de zile, când socotim ultimele 10 nopți? Noi numărăm Ramadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Ultimele 10 nopți încep cu numărăm ultimele 10 nopți și încep, bineînțeles, știți, noaptea din punct de vedere islamic sau ziua începe cu după apus. Și de aceea noaptea de 26 spre 27 este numită noaptea de 27. Noaptea de 20 spre 21 este noaptea de 21. Pornind de aici, începem ultimele 10 nopți. Ultimele 10 nopți, de aici încep. Bineînțeles, și calculăm nopțile impare. Alea sunt cele mai importante, pentru că nopțile impare este noaptea de Qadr și ele încep cu noaptea de 20. Deci ziua când este 20 Ramadan, noaptea va fi 21 Ramadan. Și încep nopțile impare. 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 și mai departe. Cred că e clar, da? Dacă nu e clar, mai revenim. Cum alegem pasaje din Coran pentru rugăciune? Din Bakara, de exemplu. Acum fiecare alege pasaje din Coran după placul lui. Eu sunt convins că fiecare avem versete din Coran care ne plac. Fiecare dintre noi avem anumite pasaje din Coran pe care le ascultăm și ne liniștim. Dar din Bakara, de exemplu, poate să citească Ayatul Kursi, Elif Lam Mim, începutul, poate să fie versetele legate de Amen Ar-Rasulul de la sfârșit. Deci acum fiecare alege cum vrea. Nu există o opțiune. Cum intenționăm ca faptele noastre să fie doar de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala? De exemplu, gătești pentru familii, mergi la serviciu, etc. Gătești pentru familii. Tu gătești și inviți familia să mănânce la iftar, da? Gătești, te străduiești, faci datoria, gătești în cel mai frumos mod. Nu o faci ca să ai un interes lumesc. Băi, știi ce? Eu am un băiat la 19-20 de ani, vecinii ei o fac. Hai să-i invit? Poate. Asta poate să fie o altă masă, dar tu ai pregătit masa aia pentru altă intenție. Intenția nu este ca să oferi o hrană de Ramadan, poate. Sau ai amestecat mai multe intenții la un loc. Și de aceea trebuie să cauți să fie devotată. Intenția devotată. Mă duc la muncă. De ce mă duc la muncă? Hai mă duc la serviciu, a? Că acolo mai scot, mai mint, trag de timp, nu mai știu ce. Nu. Te duc la serviciu știind că este ibade. Deci un om care se duce la serviciu, cum poate să facă din acest obicei al lui de a se duce la muncă zilnic, 8 ore, de exemplu, cum poate să transforme acest obicei în
Ritual de adorare. Dimineața când pleci, îți faci datoria, îți faci rugăciunea acasă, da? Te duci la muncă, la prânz, îți faci rugăciunea la muncă. Muncești, nu stai și tragi chiulul. Îți faci datoria. Îți faci normă, dacă ai normă, nu știu, orice job ai. Deci faci lucrurile în cel mai frumos mod posibil. Nu tragi de timp pentru rugăciune, nu tragi de timp pentru, știu eu, fumat, pentru nu mai știu ce. Nu te gândești să furi, să nu mai știu ce, adică să amesteci haramul. Și tu te duci să muncești, să câștigi un ban cinstit, halal, pentru familia ta. 8 ore, dacă ai intenția aceasta, 8 ore petrecute la locul de muncă sunt considerate ritual de adorare și nu obicei, nu muncă. Prin intențiile tale și prin devotamentul faptelor. Și de aceea, orice lucru care îl faci, trebuie să conștientizezi de la început că îl faci de, îl faci pentru Allah subhanahu wa ta'ala sau îl faci pentru, în cel mai frumos mod, datoria. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. De exemplu, sunt profesori care se duc la școală și ce ai să pierd timp cu copiii și dau în ce ați făcut în vacanță, ce nu știu ce, se uită la ce ați spus, mai sunt 5 minute, mai sunt 10 minute, nu. Te duci și încerci să investi ceva bun pe copiii aceia. Tu ai o programă pe care trebuie să o respecti, da? Te duci, de exemplu, ești electrician, te duci și amesteci la firele, zici, nu mă interesează, după mine oricum vin alți colegi, ceia când muncesc, se frigă aia și se chinuie și repară. Nu. Tu îți faci datoria în cel mai frumos mod. Că ai greșit după aceea. A? Nu este o problemă înșelat, atât timp cât tu te-ai străduit să fie lucru perfect, să fie lucru foarte bine făcut. Și prin aceasta noi, prin conștientizarea faptului că o facem de dragul lui Allah, o facem pentru a câștiga răsplată, și prin toate aceste moduri de a face lucrul în cel mai frumos mod, de a nu trage de timp, de a câștiga un ban cinstit prin care să-ți onorezi, să-ți cinstești familia, să le dai de hrană ceva halal, ceva permis, ceva bine meritat. Prin asta tu ai transformat 8 ore de muncă în ritual de adorare. Munca în sine este ritual de adorare. Allah subhanahu wa ta'ala iubește pe cei care muncesc. Allah nu iubește păputuroși. Allah nu iubește păputuroși. Uitați-vă în Coran. Uitați-vă în Coran ce spune Allah subhanahu wa ta'ala despre muncă. وَقُلْ اِعْمَلُوا și munciți فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ și o să vadă faptele voastre, munca voastră, Allah și trimisul său și drept credincioși. Dați-mi numele capitole din Coran care poartă nume de insecte, animale și așa mai departe. Ia gândiți-vă așa un pic. Ce capitole vă vin în gând? Nume de capitole, de insecte, de animale în Coran. Nemel. Nahl. Nemel, furnică. Nahl, albina. Furnica, albina. Studiați. Imperiul lor. Studiați imperiul lor. Bacara, vaca. Ankebut. Da? Ankebut. Păianjen. Ce face păianjen? Doarme? Ce face păianjen? Doarme? Fil, bacara, fil, elefant. Elefantul în contextul în care cum se spune, este povestea elefantului. Da? Deci elefantul a ieșit un pic din context pentru că nu reflectă, nu laudă animalul în sine pe cât ne aduce aminte de pilda întâmplării. Dar pe când celelalte animale vorbește de relația lor, legăturile dintre ei, din producția lor de miere de albine, ankebut, ankebut păianjenul, câtă precizie este în acea pânză de păianjen, câtă muncă este acolo. Da? Furnicile și albinele. De ce au fost menționate în Coran? Eu cred că pentru munca lor, ca să fie pentru noi pildă, să ne spună, uitați-vă în viața albinelor și furnicilor. Uitați-vă că ei au un regat, au un împărat, au un rege, au
conducere, au administrat, totul este ca la carte făcut. Toată lumea știe rostul. Toată lumea știe rostul. Totul știe ce, toată lumea știe ce are de făcut. Soldați. Da? Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala iubește munca și iubește pe cei care muncesc. Și munca este considerată ritual de adorare dacă este intenționat, dacă se intenționează prin această muncă să fie totul de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala și se respectă, fugi de haram, te îndrepți către halal și atunci 8 ore parcurse la locul de muncă, Allah subhanahu wa ta'ala din acest obicei face ritual de adorare. Îți dă răsplată. Pentru că sunt pe lângă tine zeci sute de alți comercianți, zeci sute de alți muncitori care stau cu gândul numai la furat, numai să tragă de timp, numai să nu muncească, să muncească colegii lui mai mult, pe cât posibil să nu-și facă datoria, chiar dacă o face, nu o face bine, trage de timp, fură din munca lui, duce acasă din ce vinde pe șantier, etc., etc., cum bine știu. Toate aceste lucruri ce duc? Haram peste haram. Nume de capitole. Musca este pomenită, țânțarul este pomenit, dar nu este nume de capitol. Nahal an-naml, corect. Amin, jumle mizdan. Aleikum salam rahmatullah. Deci vedeți că, vă aduceți aminte, am spus că Allah dacă alege titlul unui capitol, înseamnă că lucrul acela este pentru noi o pildă, este foarte important. Exemplu, Bacara se vorbește de acea întâmplare din Beni Israel. Fil se vorbește de acea întâmplare la fel, din timpul perioadei pre-islamice. De Mecca, cel care a venit să dărâme Kaabe cu acel elefant. Dar celelalte nume de capitole scot în evidență la fel, pe lângă faptul că au avut un rol important și faptul că sunt harnice. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala a ales ca numele acestora să fie pildă pentru noi. Pe scurt zice, băi, studiați. Nu am pomenit degeaba aceste lucruri în Coran. Da? Sunt multe alte animale care individual sunt mai presus. Cioara, nu corbul. Nu avem și i-a învățat pe fiul lui Adam să-și îngroape mortul când l-a omorât, când fiul lui Adam s-au omorât între ei. Și după aia a apărut roșu și zice, ce să fac cu fratele meu? Și a venit o cioară și a îngropat o cioară moartă. Și de acolo și-a dat seama și a spus că trebuie să îngropăm. Deci pe noi oamenii, de fapt, în mormântare ne-au învățat-o păsările. Dar aceasta este o atitudine individuală. Când vedem nume de capitole, când vedem muncă, atunci vedem nemul, vedem nahl, albina, furnica, păianjenul. Și într-adevăr, când te uiți, rămâi uimit de ceea ce realizează niște insecte care nu au unelte sofisticate, cum suntem, laser și nu mai știu ce, perfecțiune, nu mai știu ce. Dar Allah subhanahu wa ta'ala le-a dotat cu de toate. Și de aceea munca este foarte importantă. Și e lăudată, bineînțeles, în multe, multe versete din Coran. Ba chiar este, credința înseamnă muncă. Credința înseamnă muncă. Noi am mai spus că definiția credinței, ce înseamnă credință? Am spus că ceea ce este în suflet se așează în inimă, se reflectă în fapte, adică părțile corpului, organele muncesc, da? Crește prin fapte bune, scade prin păcate. Aceasta este credința. Vorbești în nut cu bilisan, vor amel bijina, da? Yezid crește, credința crește. Credința este precum o plantă. Dacă o hrănești, îi dai apă, crește. Fezadehum imana. Și le-a crescut credința. Multe versete în Coran. De aceea credința crește prin fapte bune și scade prin păcate. Și scade prin păcate. Allah subhanahu wa ta'ala
Bineînțeles, să ne facă între cei de credincioși care întrunesc toate aceste elemente de bază ale credinței, de care este și munca, una dintre ele. Deci nu trebuie să privim la muncă ca fiind ceva urât. Allah subhanahu wa ta'ala a lăudat. La fel și profetul Muhammad. Toți profeții, de fapt, pe lângă faptul că era profet, era și avea și o altă slujbă, nu? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fost și păstor de animale, a fost și profet, a fost și comerciant. A fost și comerciant. La fel și ceilalți profeți. Dacă mai sunt întrebări, dacă aveți ceva neclar sau întrebări, dacă nu, ne oprim aici, inshallah. Dacă nu mai sunt întrebări, ne oprim aici, inshallah. Wa iyyakum. Amin ya rab, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să ne răsplătească pentru credința noastră, pentru faptele noastre, pentru răbdarea noastră. Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască știință folositoare, să ne facă dintre cei de credincioși care citesc, învață și pun în practică ceea ce au învățat. Allah să ne ferească de păcate, să ne ferească de șeitan și soldații lui, să ne țină departe de tot ceea ce ne îndepărtează de Allah subhanahu wa ta'ala și să ne țină aproape de tot ceea ce ne apropie de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah să ne facă de cei care iubim ceea ce iubește Allah și urăsc ceea ce urăște Allah. Allah să ne îndrume pașii către calea cea dreaptă și să ne țină statornici pe această cale. Allah să ne dăruiască sufletelor, inimilor noastre credința și corpului nostru faptele. Allah subhanahu wa ta'ala să primească postul nostru, rugăciunea care am făcut-o, dania pe care am dat-o și toate celelalte fapte bune pe care le facem și să fim dintre acei drept credincioși care continuăm starea pe care am dobândit-o în Ramadan și după această lună, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, așa cum ne-am adunat la această lecție, să ne adune împreună cu profetul Muhammad, împreună cu ceilalți profeți, împreună cu cei mai de seamă drept credincioși în cele mai înalte grădini ale paradisului, inshallah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته